cine sunt oamenii ăștia, ce așteaptă ei, în cine ei sunt gata să creadă, știți, dar încă nu se regăsesc. Orice cetățean așteaptă ca cuvintele polițianului să se manifeste prin fapte. Nici într-o, nici într-o țară în lume, nu întotdeauna. Și iată votul locuitorilor din Găgăuzia. Atâta timp cât aici la Chișinău se discuta despre integrare europeană, nu știu ce, și se fura. Toți cetățenii se furau din buzunarul lor prin intermediul schemelor de gaz bani. Ei s-au uitat, păi avem un oraș alături, da? Copceac, alături este oraș Tăraclia. Domnul, unde primarul... Toate schemele de furt sunt legate cu forțele și cu exponenții pro-rușă în Republica Moldova. Înțelegeți dumneavoastră? Asta n-a deranjat... Eu să vă amintesc că e 1, 2, 3, 4, nu a furat absolut deloc. Da? În 2014, da. Cine era la guvernare? Aie 5... S-a furat furtul miliardului cine era prim-ministru? Să vă explic? Spuneți-vă rog, cine era prim-ministru? Cine ce au făcut ei atunci? A fost din cauza că concesionat aeroportul și ăștia vor încotat să-l reconcesioneze. Da, este din cauza ceea ce au pledat ei, democrația nu a fost implementată. S-a furat cel mai mult atunci când partidele de dreapta erau la guvernare. Vreau să aud, mai avem 4 minute, vreau să aud și părerile celorlalți doi invitați. Domnul Grădinar. Furau ca în codru, spuneau casa sub auspiciu integrat europene. Domnul, nu a fost așa ceva. Eu pot să vă spun că aparent se întâmplau niște lucruri, dar în timp am văzut cine a fost beneficiarul. Și dacă vezi cine este beneficiarul, îți dai seama că totul s-a făcut în interesul exponenților, exclusiv ai Rusiei. Absolut. Pentru că au beneficiat doar ei de toate cele. Absolut. Eu vă arăt faptele. Faptele arată. Asta e problema noastră, domnul Bolea. De ce noi avem 10 ani sau 15 ani de integrare europeană, oameni care au venit cu drapele și au făcut de fiecare dată destea show-uri în Piața Marea Adunării Naționale pro-europene. Domnul Bolea, tot așa cum ăștia care au fost pro-europeni, oamenii au fugit din țara asta, oamenii s-au dezamăgit de polițieni, ăsta 43%, și oamenii o să le dăie polițienilor cuvintele cărora nu se egalează. Da. Tot așa sunt cei care au fost... Vreau să intervină și celălalt deputat. Tot așa cum cei care s-au proclamat pro-europeni și n-au fost pro-europeni, tot așa mulți care s-au proclamat socialiști n-au fost socialiști. Și aceia și ăștia au practicat nici comuniști. Unii împreună, uneori deschis, uneori pe ascuns, au practicat aceleași scheme. Deci, faptul că cineva s-a ascuns după imagine de pro-european, nu-i... Să punem la pușcărie, începem la dumneavoastră. Da, dacă vreți să vedem cine a furat, trebuie deschis dosarul, domnul Olea, și o să vedem acolo. Deschideți. Dodon, Grecian, și toți ceilalți pasageri care erau în acel dosar. A vostru care au mers... Scurtuți, nu v-am prerupt, v-am rugat. Haideți să ascultăm pe ceilalți. Dosar penal. Repet încă o dată, dacă ne uităm, dacă vă interesează anume de ce e situația asta așa... contrabanda. Domnul Bolea, haideți să lăsăm să vorbească ceilalți invitați. Eu iarăși încerc să vorbesc despre soluții, pentru că spuneam încă o dată. Atunci când vorbim despre oferta electorală și ce a spus dumneavoastră, omul țină de cuvânt, asta înseamnă că am venit în Parlament socialist și mă duc socialist. Dar nu ies și mă duc și pup și bota criminalului, da? Asta înseamnă că nu mă duc și eu bani în sacoșă. Asta nu înseamnă că mă duc și fac alte lucruri. Acum spuneam, este evident că pe partidele de dreapta nu poate la toată lumea să le placă de pas. Niciodată nu a existat nici într-o țară în care să-i placă la toată lumea de un singur partid. Și desigur că există loc pe dreapta pentru alte partide. Acum, ele trebuie să vină, vă spun încă o dată, cu soluții. Pentru că eu vă spun încă o dată, ca și deputat, la mine vin din societatea civilă oameni și din partide, membri altor partide, cu anumite idei, cu anumite inițiative pe care eu le pun pe foaie și eu formă unei legi. Acum, pe partea cealaltă vă spuneam, nu există oferte, pentru că acolo erau simplu, tot organizații criminale care se hrăneau din sacoș. Mulțumesc foarte mult pentru idee, domnul Țăranu. Da, foarte pe scurt. Atunci când România a început să meargă în Uniunea Europeană, în primul rând în NATO și pe urmă în Uniunea Europeană, a fost o idee care a unit toată societatea. Ei nu erau mai bogați decât noi. Aveau aceleași probleme. Deci nu partea socială a determinat mentalul românilor, ci altceva determinat. Și atunci când toți românii la Snagov au spus, ei reprezentau toate păturile sociale. Cine reprezenta, cine nu, da. Și au spus că noi vrem în Uniunea Europeană, a fost o idee care a unit națiunea. Ceea ce niciodată nu s-a întâmplat în Republica Moldova. Asta dă de gândit ce e cu identitatea noastră, care e ideea care ar putea să ne împingă înainte. Și al doilea lucru la care vreau să insist. Un adevărat lider politic
nu doar se pliază pe așteptările electoratului, dar formează așteptările electoratului. Ceea ce, din păcate, niciodată liderii din Republica Moldova nu s-au ocupat. Atunci când cineva spune, când va veni timpul și eu să votez unirea, asta înseamnă că cineva trebuie să facă unirea. Pentru un lider politic, o asemenea declarație este absolut inacceptabilă, fiindcă el, de fapt, el nu se gândește cum să îndrumeze poporul, dar așteaptă de la popor când el se va îndruma singur. Mulțumesc!